În jur de 1700 de polițiști, jandarmi și pompieri vor fi la datorie în perioada 29 aprilie-2 mai 2022. Aceștia vor avea atribuții în asigurarea ordinii și liniștii publice în zona cluburilor, discotecilor, barurilor sau unităților de alimentație publică cu profil similar, fiind prezenți și în zonele turistice și de agrement. De asemenea, Poliția Rutieră Vâlcea va acționa în această perioadă cu toate radarele din dotare. Polițiștii vor fi prezenți pe DN7, pe segmentul cuprins între Câineni și Milcoiu, pe DN7A între Malaia și Văineasa, pe DN64 Stolnicel-Drăgășani, la Olănești, pe DN64B, precum și la Bălcești și Mihăiești. Polițiștii rutieri o să fie prezenți pe principalele artere ce străbat județul Vâlcea, dar și arterele ce duc către zonele turistice. Aceștia o să fie prezenți pentru fluidizarea traficului, dar vor acționa și cu toate mijloacele din dotare, respectiv cu radarele noastre. Recomandăm conducătorilor auto să adopte o conduită preventivă de mers și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri cu care se vor întâlni. Jandarmii vor fi și ei la datorie în weekend în localitățile în care sunt organizate competiții sportive și spectacole, dar și în zonele montane. De asemenea, pompierii vor efectua și controle la operatorii economici care desfășoară activități de cazare, agrement și alimentație publică. Aproximativ 600 de jandarmi vâlceni vor fi la datorie și vor acționa pentru asigurarea măsurilor de ordine publică cu ocazia evenimentelor organizate la nivelul județului astfel. 3 meciuri de fotbal din cadrul ligilor a 2-a și a 3-a în localitățile Dăiești, Horezu și Râmnicu Vâlcea, 2 manifestări artistice, ambele desfășurate în Râmnicu Vâlcea, zona Scoarul Mircea Cel Bătrân, este vorba de Festivalul Dansului și Spectacolul Ziua Internațională a Muncii, competiția de ciclism Bike Fest Damila Măciuca, activitate înscrisă în programul Federației Române de Ciclism, manifestarea comemorativă dedicată Zilei Veteranilor de Război și alte manifestări cultural-tradiționale organizate pe raza județului Vâlcea. De asemenea, în această perioadă, aproximativ 30 de jandarmi montani vor desfășura activități preventive pe traseele turistice și în stațiunile montane din județ pentru menținerea unui climat de liniște, prevenirea și combaterea infracțiunilor, respectarea legislației privind organizarea activităților de picnic, a normelor de mediu și a celor privind ariile și rezervațiile naturale protejate, precum și pentru informarea și acordarea de sprijin turiștilor aflați pe traseele montane. Inspectoratul pentru situații de urgență al județului Vâlcea a demarat o serie de acțiuni și controle de specialitate la operatorii economici care desfășoară activități de cazare, agrement și alimentație publică în scopul cunoașterii cât mai bine a obiectivelor din punct de vedere al apărării împotriva incendiilor și pentru soluționarea operativă a neregulilor și încălcărilor privind securitatea la incendiu. Cu acest prilej, le recomandăm turiștilor să respecte următoarele măsuri pe timpul sejurului de 1 mai în unitățile de cazare. Astfel, să studieze planul de evacuare în caz de incendiu la sosirea în unitatea de cazare, plan care este afișat în partea superioară a ușii fiecărei camere. Să identificați traseele de evacuare în situații de urgență și butoanele manuale de semnalizare a incendiilor. Să informați personalul de la recepție dacă identificați căi de evacuare blocate.